Bun găsit, doamnelor și domnilor! Ne apropiem de sărbătoarea frumoasă a nașterii Domnului. Suntem în așteptarea sărbătorii și numim cu un termen, nu știu dacă zice religios sau profan, sacru sau profan, spiritul Crăciunului numim aceste zile care ne apropie de sărbătoare. Intră foarte multe manifestări, atitudini în acest generic spirit al Crăciunului. Dar dacă stăm să ne gândim că vorbim de spirit, ar trebui să ne ducem cu gândul, în primul rând, la partea spirituală a sărbătorii. Dar de obicei, în acest zgomot care însoțește așteptarea nașterii Domnului, în spirit intră și lucruri care nu țin de spirit. Vă propun să vorbim despre spiritul autentic al Crăciunului și l-am invitat să ne poarte gândul și meditația pe această temă pe Părintele Răzvan Ionescu, care vine de la Paris. Este slujitor preot într-o comunitate românească din Paris și prodecanul Centrului de Studii și Cercetări Dimitrie Stăniloae. Dumitru Stăniloae, Părinte Răzvan, bine ați venit! Bine v-am găsit! Revenit. Mulțumesc din suflet pentru invitație. Mi-e tare drag să întâlnesc oameni. Mă bucur că vă e drag să ne întâlnim în formatul acesta, nu numai noi aici la masa aceasta, ci și cu cei care ne privesc exact de acasă. Sau pe internet, sau pe oriunde ar fi, pentru că acum se poate urmări televiziunea nu numai de pe... Geografia nu ne mai desparte prea tare. Da, numai de pe fotoliu de acasă. Suntem, cum ziceam, în... spiritul, noi zicem mai degrabă într-un duh al sărbătorii, dar haideți să folosim cuvântul acesta, spiritul Crăciunului, care e împărțit în două. E un spirit religios, desigur, noi cei care credem ne apropiem de sărbătoarea nașterii Domnului, dar există și un spirit, o atmosferă care nu dorește să țină cont de esență, ori o uită, o eludează, pentru că vedem din tot ce ne înconjoară că ne apropiem de Crăciun, dar personajele principale ale sărbătorii lipsesc. Și stăteam și mă gândeam că nașterea Domnului ca sărbătoare este mai expusă desacralizării sau, am putea zice cu un cuvânt mai dur, profanării, decât Paștele. Simțiți la fel? Simt multe, ca să spunem așa. E o evidență până la urmă că acolo unde o societate asumă niște valori care sunt ale ei de societate, inclusiv cele comerciale, cele în sfârșit de marketing și așa mai departe, asumă o sărbătoare, o preia instrumentele ei, sărbătoarea nu rămâne chiar la fel. De exemplu, ar fi simptomatic, de exemplu, așa, să vedem pur și simplu comparația aceasta între Christmas, se spune Merry Christmas, da, și Xmas. Adică Domnul a devenit un X, o mare necunoscută, ca să spunem așa. Necunoscută sau un oarecare? Sau un oarecare, da. Deci, în ceea ce privește spiritul Crăciunului, eu nu spun că sunt un om cu o simțire așa care să mă conforteze până la capăt. Dar în clipa când duci viața bisericii, realitatea nașterii Domnului are o semnificație teologică pentru tine. Nu poți să ai aceeași pretenție de simțire și de trăire la cineva care nu-și legitimează viața lui prin Hristos. Vă voi spune un cuvânt care mi se pare foarte adânc, care seamănă cu un fel de așa tautologie, dar nu e. Mi-am dat seama de-a lungul timpului că nu poți să ai așteptări din partea unui om să se poarte cum s-ar purta dacă ar fi impregnat de Hristos. Da? Deci noi deseori cerem celor din jur să asume niște lucruri, dar ei le-ar asuma numai exteriorist. Adică dacă nu ți s-a pătruns inima și nu te-ai întâlnit cu Hristos, nu poți să te prefaci sau să de bunăvoință pentru ceilalți să spui, uite, fac cumva ca să meargă și cu voi. Nu funcționează, n-ai cum. Pentru că ceea ce pune Hristos într-un suflet este atât de autentic, de adânc și de diferit de ceea ce oferă lumea, încât nu poți să mimezi lucrul acesta. Deci, cei care nu se legitimează prin Hristos pentru că nu au viață în biserică care să îi aducă pe Hristos
să-l aducă consistent prin Sfânta Împărtășanie în ei, să-l trăiască, să-l simtă, să-l respire, să-l atingă cu lăuntrul lor, cu tatonările inimii, dacă oamenii nu trăiesc realitatea aceasta, pentru ei creștinul nu e creștinismul și respectiv Crăciunul nu reprezintă ceea ce reprezintă pentru un creștin. Și cu asta am spus foarte mult. Pentru că nu ai cum, de exemplu, într-o societate unde sunt și creștini, e drăguț că în România, care este atât de impregnată până la urmă de viața ortodoxă, da? Sunt atâția care se legitimează în sens ortodox și totuși se poate pune problema și așa. Vă dați seama că vin din Franța, unde problema se pune și mai acut. Da? Însă, pe de altă parte, cu experiența de 22 de ani de acum de stat intensiv în Franța, îmi dau seama că trebuie să fim curajoși. Și că trebuie să fim noi înșine. Că nimeni, până la urmă, nu câștigă dacă eu mă dezbrac de pielea mea autentică și mă transform într-un fel de, așa, de mim al unor realități în care nu mă regăsesc. Preferă ceva autentic. Și, sincer, autentic pentru mine înseamnă că știu foarte clar legitimarea mea, cine e Domnul, cine sunt, de ce mă bucur zilele acestea, și le voi transmite și celorlalți, atât cât pot și cât îngăduie societatea cu normele ei, da? Le voi transmite bucuria pe care o am și eu, pentru că suntem de cu prilejul nașterii Domnului. Deci, în felul acesta, vedeți, dacă nu mă credeți, vă spun că este cam ireductibil raportul acesta între Duhul Lumii și Duhul lui Dumnezeu. Da? E de la Sfântul Apostol Pavel citire ce vă spun. Deci nu cred că putem inventa ceva mai adânc decât Sfântul Apostol Pavel, care pur și simplu ne spune de la început că sunt două realități într-o oarecare tensiune, că voi sunteți în lumea aceasta, dar nu sunteți din lumea aceasta, da? Și că tensiunea aceasta e ireductibilă. Adică unde ai ajuns să nu mai fie tensiunea aceasta, aș spune că e raiul pe pământ. Cum nicio țară încă nu a declarat raiul pe pământ, decât noi la Sfânta Liturghie, slujind Sfânta Liturghie, spunem cu voce tare și manifestăm credința și nădejdea noastră și încredințarea noastră că în clipa când spui binecuvântată este împărăția Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, da? Aici și acum și în acest context se manifestă ceva din împărăția lui Dumnezeu cu oameni. Da? În afara acestor realități, hai să spunem, euharistice, liturgice, avem mari neputințe până la urmă, în toate țările, că sunt ortodoxe sau că nu sunt ortodoxe, în a trăi viu, adică cu o ardere lăuntrică, simțirea împărăției lui Dumnezeu. Da? Ne e greu. Deci e un conflict între duhuri, Duhul Lumii și Duhul... Da, duhuri nu în sensul că vorbim de duhuri cum ar fi duhurile necurate, ci nu. de atmosfera lăuntrică, da, care mă animă. Adică dacă Hristos vine în cămara mea, nu cum se cântă, cămara Mamei Mântuitorului, dacă e săracă și așa mai departe, vino tu. Ieslea, cămara Ieslea, vedeți realități care vorbesc despre sufletul omenesc în termen de modestie, da? De, nu zic, poate chiar de sărăcie, sau în orice caz de insuficiență, de modest, ca să spunem, de neadaptat până la urmă pentru darul care vine. Care e darul care vine? Când într-o Iesle săracă vine împărăția lui Dumnezeu. Că într-o inimă, așa cu limitările ei, vine împărăția lui Dumnezeu, care îi cuprinde pe toți. Da? Deci, realitatea aceasta, ori o guști, și atunci încep să te porți ca un îndrăgostit de Dumnezeu în această societate, spunând, iertați-mă orice ați spune și ați oferi și ați da sortimente la magazin, nu o să mă bucurați mai tare cu lucrurile acelea, decât cu esențialul acestor zile, de la care a plecat sărbătoarea, da? Este că faptul că s-a născut Dumnezeu printre oameni. Între oameni, bunăvoire. Da? Mm. Vedeți, nici atunci nu era bunăvoire chiar între toți oamenii. Cum l-au primit oameni pe Dumnezeu? Deși, da? Traducerea, fac o paranteză, traducerea aceea mi se pare mai corectă și mi se pare că în spiritul limbii grecești este între oamenii bunei voiri, nu bunăvoire între oameni, cum spunem noi, pentru că bunăvoire între oameni nu prea a fost de când a venit Hristos pe pământ. Și față dar de Dumnezeu este cu o condiție. Da. Să, ei să se integreze în acea bunăvoire a lui Dumnezeu. Da, dar bunăvoirea aceea a lui Dumnezeu e tot, până la urmă, în ultimă instanță, o mângâiere care ne vine de sus în sufletele noastre copleșite de toate cele și care ne face ca din iesle săracă să ne deschidem și să se dilate totul noi. Dacă vă uitați un pic la calitatea primirii lui Dumnezeu în lume, Dumnezeu devenit om, veți vedea pe poziția numărul 1, fără șovăială, o spun, Maica Domnului, da? Cea mai bună teologă în ultimă instanță. Pentru că ea îl cunoaște și ca fiu, cu
toate mișcările lui de om și de împlinirea lui pur și simplu ca viață până la capăt în ceea ce trebuia să facă din partea Tatălui. Da? Deci, Maica Domnului îl cunoaște ca nimeni altul, alta, pe Dumnezeu însuși, pe Fiul lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Botezătorul, icoana de Isis, da? Apostolii, unii vreau să fie de dreapta și de stânga, dar s-a rânduit altfel, și toți oameni care, descoperindu-L pe Dumnezeu și minunându-se de cum se vede Dumnezeu și lumea prin trăirea Harului lui Dumnezeu, au dat această mărturie de prezență și, apropo, așa au făcut misiune, pastorație și tot ceea ce s-a făcut. Adică, de fapt, ce au făcut? I-au învățat și pe alți oameni să fie ospitalie, se spune în franceză, să fie primitori, ca să spunem așa, în privința lui Dumnezeu. Pentru că și asta se învață în lume. E o educație venită din partea bisericii. De-aia, până la urmă, nu mă simchisesc eu foarte tare că Duhul e diferit. Eu nu vorbesc în termen de spirit, ca să nu se înțeleagă tot felul de alte chestii. Duhul lumii este diferit de Duhul bisericii, pentru că lumea este cu seculum. Da? Noi spunem, lumea ne secularizează. Ha, ha, ha. Păi e firesc să fie așa. Pentru că seculum aparține lumii. Preocuparea cu momentul, cu imediatul și așa mai departe, cu seculul, ca să spunem așa. Da? Biserica se secularizează în clipa când Duhul lumii suflă prea tare în viața bisericii. Lumea se înduhovnicește în clipa când suflă mai cu putere biserica înspre lume. Da? Deci, întotdeauna este ce treabă facem. Și ca să sufle mai cu putere, ce trebuie să facă omul creștin curajos, cum ziceați? Produsul bisericii este omul duhovnicesc. Da? Deci toată viața bisericii, hai să mergem la esențial. Da? Mergem efectiv. În câteva minute atingem esențialul vieții creștine. Scopul vieții creștine, spune Sfântul Serafin de Sarov, este dobândirea Duhului Sfânt. Da? Tâlcuind pilda aceea cu fecioarele nebune și înțelepte, spune că unde lemnul din candele este prezența Duhului Sfânt în om. Deci ce trebuie să facă omul? Să dobândească prezența Duhului Sfânt. Asta e tot. În clipa când omul, nu există altă cale, tot el spune, e singura cale mântuitoare. În clipa când omul dobândește prezența Duhului Sfânt, totul se configurează aici cum trebuie și spre veșnicie, pentru că nu îi se va mai lua de la el. Nu moartea ne rezolvă nouă problemele. Trece moartea și aștepți marea prăjitură care ți-a promis mântuirea. Nu, mântuirea începe de aici și de acum. Dacă încep să am simțirea și prezența Duhului Sfânt, lucrurile se deschid către împărăția celui de aici. Dar simțit, trăit, concret, atingând trupul meu deopotrivă. Da? Deci, așa se pune problema. Deci ce trebuie să facem? Cei mai curajoși e să se uite în ochii lor, la ei, întâi de toate. Spune, eu cine sunt? Eu ce am făcut? La ce mă cheamă Hristos? Alt cuvânt. Hristos mă cheamă să devin cea mai bună versiune a mea din toate posibilitățile mele de manifestare în această lume. Numai Duhul Sfânt, sculptural, poate să elimine adaosurile negative, singur, de tot felul în mine, astfel încât să rămână omul ăla viu și autentic. E de lucru, nu se întâmplă de la sine. Deci, ce am de făcut? Să știu ce caut, sau pe cine caut. Sigur, caut pe Hristos, da? Pe Hristos e împreună cu Duhul Sfânt, da? Ne împărtășim, de exemplu. La rugăciunile de împărtășanie spunem, îl primim pe Hristos, dar deopotrivă spre dobândirea Duhului Sfânt. Da? La momentul botezului, primim botezul, dar nu mai botezul, primim și mirungerea care este cincizecimea personală, pogorârea Duhului Sfânt asupra mea. La orice liturghie cerem să se pogoare Duhul Sfânt peste noi și peste aceste daruri. Peste noi să se pogoare și peste aceste daruri care, pogorându-se, ce se face? Se transformă în trupul sângelui lui Hristos, pe care, mâncându-l, primim, dobândim deopotrivă Duhul. Deci tot ce vă spun eu e central în viața bisericii, dobândirea Duhului. Și apropo de Duhul din lume, pe când ești preocupat de dobândirea Duhului autentic, până la urmă, da? Și a prezenței Duhului concret, ca persoană, mai încap în mine tot felul de stresuri cu privire la în ce Duh fac unii și alții? Pentru că în mine cumva se împlinesc lucrurile și în împlinirea aceea se mărturisește în jurul meu prin ceea ce sunt și fac. Dar există riscul să mă molipsesc de Duhul din afară? Adică toate riscurile. Încerc să fiu în Duhul bisericesc, în Duhul religios al sărbătorii, dar tot acest harnașament, să-i zicem,
care însoțește sărbătoarea, mai ales a Crăciunului, să mă poarte afară. Dar mai mult, în amonte chiar. Deci eu nu mă apuc acum de sărbătoare brusc să descoper Duhul, să spunem, Crăciunului. Ci eu funcționez în viața bisericii căutând prezența Duhului Sfânt în viața mea. Nici mai mult, nici mai puțin. Am curajul să spun că trebuie să căutăm prezența Duhului Sfânt. Da? Și dacă vrem, biserica ne-a dat și niște măsuri să ne dăm seama că suntem pe acolo. Că roada Duhului este pacea, blândețea, îndelungă răbdare, facere de bine. Și vă arăt o măsură care le întrece pe toate, dragostea, dar în orice dragoste, că dacă bați pe Google, dragoste înseamnă absolut orice. Da? Dar biserica are această capacitate să te deschidă către dragostea inspirată de Dumnezeu. Da? Deci, tot timpul să fiu într-o viețuire și nu atât Duhul Bisericii nu înseamnă că merg într-o parohie și mă preocup foarte mult, vorbesc despre Dumnezeu zi și noapte și mă preocupă subiecte religioase. Da? Sfântul Siluan Atonitu se ruga cu lacrimi pentru umanitatea întreagă ca Dumnezeu să fie cunoscut de fiecare om prin Duhul Sfânt. Da? Eu, sincer, după anii aceștia de viață în biserică, am oarecare idee despre ce vorbește, pentru că am întâlnit oameni duhovnicești care aveau o adeverire, dacă pot să spun, a cuvintelor lor, prin energia și prin lumina și prin căldura și prin toate care veneau în inima mea în clipa când le primeam cuvântul. Mă uit, de exemplu, și prezența starețului Efrem în țară, așa intens, am îndrăznit să spunem. De ce oare prunia lui Dumnezeu ne rânduiește lucrul acesta? Și nu numai el. Dar, zic, pentru mine este un Părintele Porfirie contemporan nou. Da? A fost de curând și Părintele Zaharia Zaharu. Și Părinte Zaharia Zaharu. De ce oamenii aceștia, de o vreme încoace, se ocupă foarte mult să intervină către oameni? Și Părinte Zaharia Zaharu și Essex-ul face lucrul acesta, întâlniri cu oameni peste tot și la distanță și așa mai departe. Pentru că este o oportunitate să se reverse din matca lor, ca să spunem așa, de unde își duc ei viața, să se reverse posibilități de făptuire noi pentru oameni. Oamenii, adică să ajungă la idei noi, să-și schimbe mentalitățile, să se deschidă prin infuzia aceasta de Duh către realitatea duhovnicească, adică să fie alt angajament. Păi ei fac mai, cum să spun, mai mult decât putem așa imagina că ar face, cum să spun, programe până la urmă, care programe sunt importante, dar trebuie să ai și un aport de Duh, de simțire, de trăire, de investire personală ca să se poată întâmpla. Da? Deci, propovăduirea noastră ortodoxă țâșnește din Sfânta Liturghie. Pe noi ne-a ajutat foarte mult în pandemie că am slujit poate mai mult. Și alimentați, vă spun cum funcționăm la Paris. Avem în parohia noastră 4 liturghii pe săptămână. Eu slujesc măcar 1, 2, 3 sau 4 pe săptămână. Poate de 20 de ani de acum. Da? În clipa când mă împărtășesc, când mă dăruiesc celorlalți, când caut să fiu cât mai spre ceilalți, Dumnezeu mă mângâie și pe mine. Da? Bun. Revenind acum la discuția noastră. Ne trebuie precizie în a ști ce căutăm. Ne trebuie destoinicia aceasta, iscusința pe care o dobândim încetul cu încetul. Lucrurile nu se fac declarativ și, exact ce vă răspund acum, mă apuc brusc de Crăciun să simt Duhul Crăciunului. Pentru că postul, nici nu vreau să folosesc cuvântul Crăciun, nașterea Domnului. Da. Și mai bine. Postul preliminar nașterii Domnului nu este un post în care am schimbat tipul de mâncare sau nu știu ce fel de abstinență sau nu știu ce. Postul, da, este o școală a pregătirii mele pentru a mă întâlni cât mai deplin cu Dumnezeu. Deci eu deja mă pregătesc nu în febra cumpărătorilor dinainte, da? Și că să văd ce am ce pune pe masă. Slavă Domnului că avem ce pune pe masă. E minunat. Acum e o bogăție. Eu i-am cântat mamei mele colindu cu gutuia, care mama n-avea alte lucruri decât gutuia și pâine. Așa erau luxul ei, da? Dar ce era plin acolo de dragoste. Acum avem foarte multe produse. Dea Domnul să fie și dragoste care umple spațiile care mai rămân pe lângă mâncare, așa? Și să fie de la inimă la inimă. Pentru că asta este esențial. Și dragostea asta nu învață nimeni decât dacă în biserică ne simțim copleșiți de ce poate să facă Dumnezeu pentru noi. Din momentul respectiv se rupe filmul ăla vechi și începe altfel de viață. Ce rol are în pătrunderea în duhul sărbătorii, autentic al sărbătorii și al
al vieții bisericești, înțelegerea sau cunoașterea lui Dumnezeu care face niște gesturi cu adresabilitate directă către om. Ai nevoie de să pătrunzi teologic acest, să zicem, această taină a nașterii Domnului, care e o taină, adică pentru o minte rațională e de neconceput ca un Dumnezeu din transcendent, un Dumnezeu de necuprins să devină un prunculeț, să se nască dintr-o femeie, dintr-o fecioară și să se nască și să crească ca om. Îndrăznesc să spun că și pentru mintea teologică rămâne o taină. Da? Oricât am învățat noi la facultate. Dar e ajutată mintea teologică de, să zicem, de credință. Exact, de o disponibilitate lăuntrică. De exemplu, dacă nouă ni se spune că taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută, e clar că pentru toată creația, ceea ce a reușit să facă Dumnezeu, e dincolo de orice până la urmă. Înțelegerea noastră nu înseamnă, nu e echivalentă cu explicarea lucrurilor. Da, de exemplu, noi la facultatea de teologie, dau un exemplu, la facultăți în general, adică zona de studiu cea mai intensă despre Dumnezeu. Da? Am discutat ieri cu un, era student, seminar, anul 3 de facultate, și l-am întrebat ce e teologia. Ne-a luat vreo 10-15 minute de dialog împreună ca să dibuim niște lucruri, de exemplu. De ce? Pentru că față de ce v-am spus adineori, rugăciunea Sfântului Siluan ca oamenii să-L cunoască prin Duhul Sfânt. Noi, chiar și inconștient în capul nostru, teologie numim când vorbești despre Dumnezeu. Ori teologie, întâi de toate, chiar pe urmele starețului Efrem, acest cuvânt, este când Dumnezeu vorbește în tine, pentru că tu, în cunoștință de cauză, să poți să începi să spui și tu ceva despre Dumnezeu celorlalți. Și ca Dumnezeu să vorbească în tine, nu e că e o arătare așa față către față, ci vine printr-o simțire a inimii în care îți dai seama că nu ești tu singur acolo. E o adeverire, să spunem așa, lăuntrică, prin gesturi de venire așa în față. Dar, revenind la întrebarea noastră, a avut o intuiție genială Părintele Dumitru Stăniloae. Pentru că dogmatica lui e singura, din tot ce am văzut dogmatic, care cuprinde o categorie, cunoașterea lui Dumnezeu în împrejurările concrete ale vieții. Da? N-am întâlnit categoria asta. Pentru că fără categoria aceasta, riști să teoretizezi, să formalizezi lucrurile. Ori asta ne scapă. Dom'le, ca să-L cunoști pe Dumnezeu, nu trebuie neapărat să te duci la facultatea de teologie. Ca să-L cunoști pe Dumnezeu, spune așa, fericit cei curați cu inima, că aceia vor cunoaște pe Dumnezeu. Da? Deci, de îndată ce fac niște demersuri, nu doar să dau cu aspiratorul prin casă, eventual dau la câteva zile cu aspiratorul, dar omul nu se duce la spovedit cu veacurile. Da? Ce ar fi să dau cu aspiratorul în suflet? Adică să mă duc la o spovedanie și să spun, astea sunt, ăsta sunt. Hai să pun început bun. Hai să pun în mâna lui Dumnezeu. Va constata omul uimit că dacă faci o spovedanie, două, trei, la început, sigur, la prima, spun eu sunt un om bun, n-am mare lucru să-mi reproșez și așa mai departe. Dar eu, de exemplu, îi las așa. Cât poate om? A doua însă a crescut un pic, așa, potențiometru. A treia și mai mult. Ce am constatat? Oglinda se clarifică oarecum. Da, dar de ce se clarifică? E ca și cum ai o cameră întunecoasă, întunecată, adică nu intră lumina, da? Ți-a zidit cineva casa și ai plecat și după aia vrei să o locuiești. Vin unul și două gauri. Intră o rază de lumină. În raza aia de lumină, ca în biserică, ați văzut, în raza de lumină, vezi dintr-o dată impurități în aia. Dacă nu intra raza aia, nici n-aveai idee că e praf cât în atmosferă. Mai dă un ogaur, adică prima spovedanie, a doua spovedanie, a treia spovedanie, sunt razele Harului. Și omul ăla care nu vedea nimic în el și care distingea numai cu suportul, cu mintea, da? Dintr-o dată descoperă, stai, cu o simțire a inimii, da? Pe mine mă doare sufletul pentru asta, n-ar fi trebuit să fac asta, Și le scoate. Spunându-le, se apropie de Duhul Crăciunului. Știți de ce? Pentru că o inimă curățită este mult mai capabilă să înțeleagă și să primească, în chip curat, desigur, tainele lui Dumnezeu și simțirea Crăciunului, simțirea nașterii Domnului. Deci dacă vrea cineva să se pregătească pentru Crăciunul acesta, să se ducă la un duhovnic, dar nu unul plictisit,
nu prea încărcat, da? Să ducă la cineva care are disponibilitate de timp și drag. Acum mai toți sunt încărcați în zilele acestea. Treaba lor se descurce, nu au acceptat să fie preoți. Acum se descurce. Deci asta este rânduiala lor. Nu spun meseria. Asta e vocația lor. Da? Sunt încărcați să se descurce. Eu am venit aici, de exemplu. Da, mi-am lăsat cât am putut ordine în parohie, adică i-am chemat cât mai din timp. Mai sunt alții, se adaugă, sigur. Dar vreau doar să spun că curățenia asta să nu privească doar că ne-am primenit casele, da? Cum e colindul primenește gazdă casa și așa mai departe. Bun, foarte bine, minunat. Prima primenire este în lăuntrul meu. Pentru că Dumnezeu când vine de nașterea Domnului ca simțire în viața mea și să mă împărtășesc, de exemplu, și de mai multe ori să mă împărtășesc, da? Vine în trupul acesta, vine în sufletul acesta. Și acesta trebuie primenit. Pentru că ați făcut referire la vers de colind, mi-am adus și eu aminte de un vers al aceluia și colindător care cântă și primenește Doamne casa. E un colind, azi e miercuri, mâine joi, vine Domnul pe la noi, dar nu mai știu exact cum e versul, dar nu-l vede decât omul care crede. Wow. Adică Dumnezeu vine, e prin preajmă, numai că nu-i perceput. Cam asta e și cu Duhul Crăciunului. Sau e perceput insuficient. A intrat Domnul în case diferite, femeia păcătoasă îi spăla picioarele cu părul capului și cu lacrimile ei, iar cel care a chemat, care a primit... Era să zic onoarea, dar e peste, n-are echivalent uman. A primit să intre Dumnezeu în casă, nu se ocupa de Dumnezeu. Întreb. E o chestiune de ospitalitate. Deci dacă vrem ceva să lucrăm zilele acestea, să lucrăm Duhul ospitalității. Ia să vedem un pic. Care este felul meu de primire? Al lui Dumnezeu? Al oamenilor din jur. Mi-amintiți, când ați început emisiunea, mi-am amintit brusc de desene animate, de unchiul Scrooge. Uncle Scrooge. Un Donald, mai în vârstă față de Donald, cu cei trei Donaldei așa mai mici, care toată viața s-a preocupat de bănuții lui și de toate chestiile lui. Și vine, e vestit filmul acela de animație cu Duhul Crăciunului și încetul cu încetul îi se deschide inima. Deci vedeți și oamenii care, sigur, poate profită de creștinism, fie și mai la distanță câteodată, în diverse contexte geografice, diferite de al nostru. Tot poți să identifici că lumea ți se schimbă, efectiv, ca și disponibilitatea inimii. E imposibil să nu-ți dai seama că asta face parte din Duhul Crăciunului. Știți? Și e important să noi să beneficiem că oamenii au această disponibilitate. Cine nu vrea să fie cu drag față de propria familie sau față de cei din jur? Vedeți, colindele ne ajută foarte mult. Bucurați-vă că sunt aceste colinde, că au o căldură și o posibilitate de a încălzi inimii. Este extraordinar. Deci dacă eu trăiesc în Franța, da, și mă bucur și de Franța, sunt acum mai nou, sunt și francez, deci și român și francez. Da? Sunt un fel de punte așa și cultural între două neamuri. Dar ceea ce mă animă este viața mea ortodoxă, viața creștină. Și viața creștină este un răspuns și într-o cultură și în cealaltă. Și fiecare are plusurile și minusurile ei. Da? Deci trebuie să știu cine sunt și ce pot să dau în mijlocul culturii respective. Avem noi oamenii această manie, să zicem așa, de a complica lucrurile, deși tot ce se întâmplă în sărbătoarea nașterii Domnului sau ce reactualizăm noi, ce ne aducem noi aminte că s-a întâmplat, dar de fapt în cult se reia, se reîntâmplă totul, tot ce se întâmplă este simplu. Pentru că mesajul acesta este al împrejurărilor în care are loc. Mesajul e simplu, dar poate fi aprofundat de fiecare dată tocmai în virtutea iubirii. Da. Dar noi complicăm lucrurile prin acest daos de materialitate, de... Da, haideți să o luăm și altfel. Până la urmă, societatea dă ce știe ea. Da? Deci, în clipa când, de exemplu, există cerere pentru braz de Crăciun, îți apar pe piață braz de Crăciun. Dar oamenii sunt inventivi, de exemplu. Pe lângă brăduleți, îți dau și tot felul de asortimente, tot felul de lucruri și așa mai departe. Îți stârnesc consumul. Noi suntem, la ora actuală este limpede. România este o țară capitalistă. Este o evidență, ca să spunem așa. Da? Capitalismul acesta înseamnă cerere și ofertă, înseamnă producător și poate mai important decât producătorul, înseamnă consumatorul.
În clipa când omul are o preocupare, există în societate mecanisme foarte clare care răspund preocupării respective pe zona aceasta de produse, zona, hai să spunem, numim material. În fond, pe mine mă încurcă foarte tare materialitatea. Dimpotrivă, ar trebui să vedem geniul lui Dumnezeu care din duh devine trup. De ce să ne încurce? Că îi aud pe unii, părinte, spovedesc că a preocuparea aceasta de cele materiale. Iertați-mă, dar Dumnezeu nu s-a ocupat de cele materiale, că doar materie s-a făcut. A venit în mijlocul nostru. Dar El nu s-a preocupat de cele materiale în mod, adică dându-le lor substanță în sine, ci s-a preocupat de cele pe care tot El le-a făcut, că materialitatea lumii Dumnezeu a făcut-o. Da? Problema noastră este că dezbrăcăm de simțire și de ceea ce poate să pună Domnul în a trăi cu adevărat lucrurile respective, ca Adam și Eva s-au găsit goi. S-au găsit goi în lăuntru, întâi de toate. S-au dezbrăcat de haina Harului, spunem noi. Și în goliciunea aceasta, lumea a fost percepută diferit. Da? Și noi, dacă percepțiile noastre sunt dezbrăcate sau goale, pur și simplu, de simțirile care, venind dinspre Dumnezeu, ne dau adevărații ochi și adevărata dimensiune a lucrurilor din jurul nostru, sigur că și păcătuim și ne doare până la urmă. Pentru că, sincer, nu poți să inventezi atmosfera Crăciunului numai pe produsele din magazine. Foarte bine că sunt produse în magazine. Nu mă încurcă absolut nimic. Las să fie, pot să dea ce vor. Dar eu să am Duhul acela bun, chivernisirea aceea bună, lăuntrică, astfel încât să mă folosesc de cele din jurul meu, astfel încât să fie, în niciun caz să nu fie o pierdere duhovnicească. Chiar să fie un câștig, dacă se poate. Și putem să facem lucrul ăsta. Ce mă încurcă că, de exemplu, găsesc un vin bun, eu nu beau foarte tare, dar să spunem așa, un vin bun. Slavă Domnului, mulțumesc Lui Dumnezeu că îți găsești un vin bun. Vinul bun îl găsești mai tot timpul. Înainte era o poșircă în magazinele noastre, de te speriai. Dar acum această bogăție, această exagerare de podoabe, de... Da, dar bogăția asta să nu fie în detrimentul îmbogățirii lăuntrice care e adevărata mea stare și căutare. Asta e tot. Tăteam și mă gândeam, e o ispită, desigur, că ai putea să trăiești autentic în Duhul Sărbătorii doar fugind de lumea asta zgomotoasă, undeva la o mănăstire, într-un sat, ascuns, sau... Depinde de starea omului, depinde de codificarea lui lăuntrică. Eu n-am văzut, studiind așa pe cât am putut eu, urmărind dialogul ăsta între teologie și știință de-a lungul timpului, mă uit, vă dau un exemplu, Sfântul Vasile cel Mare. Învățământul era păgân. Cel mai ușor era să fugi. Da? Există și o mișcare în secolul 3-4 cu pustia, cu părinții anahorezi și așa mai departe. Bine, după ce acumulează ceva cunoaștere, se retrage. Sfântul Vasile. S-a retras, dar... Bine, s-a dar retras... a rămas conectat. Deci, Sfântul Vasile cel Mare, nu știu cum s-a retras, dar a fost în mijlocul nevoilor oamenilor. Vasiliadele, cultura, educația și toate lucrurile acestea au fost foarte prezente. Da? Că se retrăgea la mănăstire, pe ce Mântuitorul nu făcea băi de mulțime și după aceea se retrăgea? Noaptea se ruga, dimineața venea în mijlocul oamenilor. Da, dimineața sau diversele momente. Deci aș spune că nu, soluția nu este pentru toată lumea să se retragă, să fugă. Nu, absolut deloc. Ci soluția este să fiu conectat prin viața bisericii continuu la Hristos și lucrurile acestea se modelează și în funcție de așteptările mele, de căutările mele, de influența mea în această societate. Mă uit, l-am pomenit mult în emisiunea asta, nu știu de ce, dar bun, știu eu de ce, că mie... Mă acoperă mult așa felul în care el, Părintele Stareț, Efrem. Nu se ascunde nici el. Sunt oameni în Sfântul Munte. Am dat un exemplu. Cum te vine în mijlocul oamenilor? Dar credeți că oamenii duhovnicești suferă neapărat prin faptul că trec, de exemplu, printr-un magazin sau undeva? Patriarhul Pavle, de exemplu, e un dialog foarte amuzant cu diaconul lui la un moment dat. Diaconul îi spune, trebuia să meargă undeva, haideți să luăm un taxi, o mașină sau nu știu ce. Și spune, nu, cu autobuzul. Și au tot discutat și nu reușea. El mergea întotdeauna cu autobuzul. Ca unul, cât se poate de simplu. Cu tramvaiul, da. Da, cu tramvaiul, cu nu știu ce mergea. Și la un moment dat, ca argument suprem, îi spune, da, știți, dacă mergem așa, s-ar putea să vedeți lucruri care nu prea sunt așa, știi. Și el îi spune, fiule, fiecare vede ce, la ce e atent. Da. Adică, nu are nicio treabă. Un om care este codificat lăuntric cum trebuie, nu le ia ca stârnire de tot felul de ligioane sufletului.
Depinde care e starea noastră. Sigur că trebuie să ne protejăm de toate cele, dar eu, tot dialogul între teologie și știință de 2000 de ani încoace mi-arată filonul acesta extrem de puternic, dominant în viața bisericii, nu de fugă față de realitățile lumii, ci de asumare și de transformarea lor. Ba chiar vă mai dau un cuvânt de la Sfântul Sofronie Zaharov, care este bulversant, care e foarte important pentru noi duhovnici. El spune așa, că un om când se spovedește, nu trebuie să primească îndemn să-și stingă mișcările acelea, chiar dacă ele sunt defectuoase, ci să se recanalizeze mișcările acelea către Dumnezeu. Adică e o convertire a lor, pentru că dacă le stingi, faci o legumă din omul respectiv. Deci, de exemplu, dacă un om care se mânie foarte ușor. Da? Dacă tu îi spui, nu mai trebuie să ai mânie și tot îi bagi în cap, uite, când e asta, omoară-ți chestiile alea în tine, omul ăsta moare, devine legumă. Dar dacă mânia o îndreptezi către Dumnezeu, ce înseamnă? La un moment dat îți folosești mânia aia în clipa când dai cu stângul în dreptul. Te mânii pe incapacitatea ta să faci ceva. Și în felul acesta te stârnești cumva spre a face un lucru mai bine. În felul acesta. Deci vedeți că și în planul uman, intrapersonal, ca să spunem așa, în interiorul persoanei umane, soluția nu este fuga, ci convertirea. Iar între oameni, cu atât mai mult. Pentru că un om bine codificat este un om care transformă pe o rază de în posibilități evanghelice. Asta e tot. Deci doar așa putem să integrăm toată această haină de tradiții, de obiceiuri cu care vine Crăciunul. Bun, putem să selectăm. Deci, viața bisericii este acoperitoare pentru totul. Da? Eu întâi de toate, și eu în Franța. Eu în Franța trăiesc întâi de toate în biserică, care se găsește, Mitropolia Ortodoxă Română pentru Europa Occidentală și Meridională, care se găsește și în Franța. Da? Deci, prima mea codificare e că sunt întru Domnul acolo, cu niște posibilități. Ce fac? Concret, ce face un om? La noi, la biserică. Avem slujbe. Aproape în fiecare zi. Sau în orice caz, foarte des. Omul încearcă să vină. Azi un pic, mâine un pic, mâine un pic, mâine un pic. E ca oamenii care erau la templu înainte și care sfințeau viața, pentru că ei se țineau aproape de lucrarea respectivă. Deci trebuie să ne punem un ritm de viață. Să nu credeți că ne rezolvă problema faptul că omul brusc a mers la liturghie sau, cum să spun, a zis, hai, bifez un pic cu Dumnezeu, îi dau și eu ceva de la mine așa un pic. Nu. E mai mult decât atât. Eu îmi pun viața mea în grija lui, prin toate gesturile vieții mele. Și atunci mă voi găsi pregătit și pentru nașterea Domnului, și pentru Paști, și pentru orice se întâmplă care are o legitimare în viața Mântuitorului. Și paranteză totuși ca să înțelegem Occidentul. Să luăm aminte. Sărbătoarea nașterii Domnului este mult mai bine reprezentată ca simțire socială decât sărbătoarea Paștilor. Da? Deci globulețele și luminile și așa mai departe mi-apar cu o lună și ceva înainte. Cred, nu neapărat că primăria Parisului se ocupă neapărat de să-L vestească pe Hristos. Da? Așa cred. Dacă o fac, este minunat. Dar ei știu pur și simplu că se introduce o atmosferă. Atmosfera aceasta, pe mine, mă ajută beculețele sau nu? Păi mă ajută că se spune ceva. Pentru că alea sunt Apostol Pavel. Și din critică și din laudă și din tot ce poate să vină, se slăvește numele deci, lui Dumnezeu. Deci și acestea mă ajută. Sunt niște trimiteri tot la esență. Bine, mai pot pe căi mai ocolite, mai camuflate. Pot fi dacă le ajut. Adică eu dacă, în calitatea mea de creștin, deci au pus Xmas ca să nu-i jeneze pe alții. Dar totuși e extraordinar cu o societate întreagă. Să-i aducă în Crăciun și pe cei care lucrează. Exact. Să fie, un Crăciun global pentru toată lumea. Da? Ok. Mă deranjează lucrul acesta? Nu mă deranjează. Pentru că am văzut din viața Mântuitorului și din viața atâtor oameni, da, că Dumnezeu lucra în chip uimitor și cu unul și cu altul, unde te așteptai, unde nu te așteptai. Da? Ucenicii la un moment dat sunt surprinși, l-au văzut că vorbește cu femeia samarineancă, de exemplu, și nu au îndrăznit să-l întrebe ce îi spui. Deci Mântuitorul îi surprindea. Mântuitorul știa într-un suflet omenesc undeva unde este cale de înviere. Da? Asta e tot. Așa ar trebui să fim și noi, să fim niște oameni. Eu nu dau sfaturi, să mă înțelegeți bine. Am venit aici pentru a da o mărturie despre micile mele încercări. N-am nici cea mai mică pretenție că aș putea să sfătuiesc pe cineva așa de pe poziția unui om care este cunoscător. Suntem într-un laborator împreună, care este viața bisericii,
cu făptuirea unuia și cu făptuirea celuilalt, ne ajutăm unii pe alții în a dibui mai clar cum putem să-L întâmpinăm pe Dumnezeu. Și ne ajută fiecare un prunc mic care îți cântă, mi-a scris un părinte. Nici nu știam că o spun la televizor asta, dar vă o spun. Mi-a scris un părinte preot, că cineva i-a spus o credincioasă că într-un bloc, într-o scară de bloc, a fost un copil care a încercat să cânte la toate ușile și nu i-a deschis nimeni. Și la ultimul etaj sau nu știu pe unde, s-a oprit, s-a așezat pe prag și a început să plângă. Plângea și cânta. Și femeia asta a deschis. Și i-a spus extraordinar de inspirat. Nu plânge. Că Dumnezeu e foarte tainic, e foarte uimitor. Și când crezi că nu mai ai nicio posibilitate așa, atunci îți deschide și se luminează ceva. Atât de mult m-am bucurat pentru femeia aceasta și pentru părintele acesta că e în legătură cu o astfel de persoană inspirată. Atât de mult m-am bucurat pentru copilașul acesta că a avut unde să-și cânte cântecelul lui de vestire a nașterii Domnului. Poate oamenii erau, nu-i judec pe oameni, poate erau plecați de acasă, poate habar n-am, nu știu ce se întâmplă. Dar nu asta contează. Contează că Dumnezeu are echipuri nebănuite ca dincolo de lucrarea noastră omenească să se deschidă inimi acolo unde nu te aștepți. Și e ca la spovedanie la noi. Se mai plânge și pe scaunul de spovedanie. Da. Ăla e scaunul învierii pentru mine. Că acolo înviază oamenii. Mulți, cred că, sau destui. Sau măcar câțiva au înviat. Dar și pe scaunul preotului se mai varsă lacrimi. Da? Ori într-o parte, ori în alta. Dar lacrimile acestea sunt spre bucurie. Vă e dor de sărbătoarea aceasta nașterii Domnului din copilărie sau din țară, că mai toate de 22 de ani bănuiesc că le-ați petrecut acolo, departe. Acolo, pentru că acolo e miezul să fie acolo prezent. Dar distanțele sunt estompate de același duh pe care îl purtați. Unde am binecuvântare din partea înalt preasfințitului să fiu, acolo e acasă pentru mine. O spun clar. Acasă acela nu are nicio lipsă. De ce? Pentru că acolo sunt pentru Dumnezeu și pentru oameni. Mai suspinam eu când de Paști, de exemplu, în loc să fiu în parohie la mine la Paris, de exemplu, că mai gestionam și altă parohie la Rouen, în capitala Normandiei. Mergeam acolo. Erau mai puțini oameni. Erau câteodată zbateri mai mari și așa mai departe. Și mă gândeam, ce ar fi să fiu la Paris, unde erau mii de oameni atunci. Era ceva și așa mai departe. Dar nu numărul. Și am constatat până la urmă că acolo unde ești în numele Domnului, se împlinesc toate cele și pentru sufletul tău. Harul vine în viața noastră prin împlinirea responsabilităților noastre duhovnicești. Da? Deci asta e o cale sigură de venire a Harului. Și unde vine Harul în sufletul tău, acolo ești acasă. Acum, dacă îmi lipsesc anumite lucruri, pot să îmi lipsească anumite lucruri. Dar Parisul e și un pic Roma de odinioară sau Alexandria sau nu știu. Adică trec oameni de valoare, se întâmplă lucruri minunate. În ultimă instanță, din ce se întâmplă cultural, cel puțin și așa mai departe, nu știu dacă suntem în vreo lipsă cu ceva. Mă refer strict la relația cu România, dar și pan-ortodox, da? Că de acolo se gestionează ortodoxia în Europa întreagă, și așa la nivel de mai multe naționalități. Adică avem acces la oameni frumoși, la tradiții frumoase, adică nu sunt în niște lipsuri și ne și vizitează colindători. De exemplu, mă pregătesc pentru un grup de 60 de persoane care vine acum din țară, de exemplu, o să-i avem așa aproape de anul nou. Da? Deci nu suntem lipsiți, asta vreau să spun. Iar în ceea ce se întâmpla în copilărie, nu e mai bogat acum. Da. E mai bogat acum pentru că în copilărie eu nu am știut să caut viața bisericii. Eu, convertirea mea s-a petrecut după 20 de ani. Da. Deci chiar dacă băteam și eu la uși să ne deschidă, gândul era cumva financiar mai curent. Da. La ce primiți după colind, da. Era exact ce aș combate oarecum acum, dar nu m-aș combate pe mine cel de atunci, că nu știi niciodată cum prin mișcările acestea de colinde nu se deschide un sufletel. V-am întrebat asta pentru că ne urmăresc și români plecați de acasă, care nu reușesc să se întoarcă acasă de sărbători și mă gândesc să fie și o consolare pentru ei, pentru că de obicei când vorbești cu românii plecați departe și atunci când se întorc, spun, am venit să sărbătoresc românește, am venit să fiu într-un Crăciun adevărat, pe care îl simt doar acasă. Cine poate să facă lucrul acesta? Da. Are mângâierea faptului că petrece acest Crăciun cu oameni dragi, cu oameni vechi în viața lui, ca să spunem așa, cu rudele, cu cunoștințele, cu tot ceea ce a reprezentat Crăciunul și altă dată și cu ani în urmă. Deci, sigur că e o mângâiere foarte mare. Cei care rămân
acolo unde sunt și sărbătoresc Crăciunul prin viața bisericii, părerea mea, că dacă sunt bine ancorați în viața bisericii, nu e nicio lipsă majoră, pentru că, sigur, bănuiesc că într-o orice parohie normală cânti românește colinde și, adică ai, cum să spun, ai mult din ceea ce este aici, nu sunt niște lipsuri capitale, să spunem așa. Poate nu ai aceiași oameni dragi în aceeași cantitate, să spunem, sau exact aceiași, dar fiecare face ce poate. Însă Duhul Crăciunului este Duhul bucuriei că Dumnezeu a venit printre oameni și pentru mine. Nu așa, în general și ne gândindu-mă. E o problemă care mă privește personal. Dacă nu făcea Domnul lucrul acesta, eu nu mai eram omul care, spre care tind și care aș putea să devin până la urmă și mai deplin. Da? Deci, în felul acesta, geografia nu mai... Geografia se estompează de Crăciun. Bucuria este peste tot. Da? Doar să mă țin de Domnul. Da. Părinte Răzvan Ionescu, suntem aproape de finalul dialogului nostru. Au trecut repede, aproape 50 de minute. Haideți să punctați acum la final câțiva pași de parcurs ca să intri de plin în duhul autentic al sărbătorii pe care o așteptăm, nașterea Domnului. Perfect. Cum timpul este avansat, mai este puțin, aș adăuga un gând așa, hai să spunem pios. Mai mult decât pios. Pentru cei datorită cărora suntem azi, cei care au murit la Revoluție. Mm. Neapărat. Eu am văzut figuri de copii care semănau teribil de tare și aveau vârsta mea atunci și ei nu au mai mers în continuare. Iar eu am trecut atunci, în proximitate, da, prin starea omului care, chiar dacă se întâmplă moartea cu el, merită pentru tot ceea ce putem primi și totul se va schimba. Să avem grijă, apropo de Duhul Crăciunului, să-l petrecem atât de autentic încât oamenii aceștia în viața veșnică să se bucure că ne-au făcut un asemenea dar. Dacă sunt în conștiința aceasta, să mă pot apropia și de gândurile acestea și de conștiința aceasta, voi lua foarte în serios. Așa, pe plan personal. Cum spuneam, cum timpul este avansat, aș alerga foarte repede la programare, la spovedani. M-aș spovedi. Și dacă sunt lucruri din trecut, le-aș spovedi și pe acele. Și aș prinde pur și simplu să netezesc spațiul lăuntric, să dau cu aspiratorul, Domnul dă cu aspiratorul, el aspiră mizeriile din noi și începe altă stare a inimii, de sărbătoare. E primul lucru pe care l-aș face. Deci, pe lista aceasta de care mi-a spus, punctul 0 era, așa cu paranteză, să ne gândim în felul acesta. Punctul 1, 2 și 3 este acesta. Punctul 4 este să încep să mă ocup și de locul concret, adică pot să fac ordine, ca să pot să prepar lucruri bune, cu gândul că din lucrurile acestea bune se va revărsa cu siguranță ceva spre oamenii care când vor vedea lucrurile acestea bune, vor spune să aveți sănătate, vă mulțumesc din suflet, de sărbătorile acestea mi-ați bucurat inima, cu tare lucru. Eu cred că dacă ne orientăm, dacă ne codificăm pașii de pregătire în sensul valorii umane, autentice, adică Dumnezeu și bucurie printre oameni, pentru că de acum lucrurile sunt diferite, ne vom apropia de ceea ce numeam la început, spiritul Crăciunului. Da? Dar într-o versiune nu soft, ci adâncită de experiența bisericii. Vă mulțumesc că ne-ați împărtășit gândurile acestea și gânduri care ne-au condus spre intrarea într-o atmosferă autentică, aceea care ne apropie de Dumnezeu care vine mai aproape în sărbătoare. E prea prețios ce ne oferă cu adevărat biserica ca să stăm la lucruri să ne limităm, mai modeste. Să ne limităm la mărunțișuri, cum se zice. Exact. Nu? Să căutăm lucrurile mari. Exact. Esențial. Și cel mai mare lucru este privirea spre dimensiunea aceea fără limită, fără timp, spre veșnicie. Domnul însuși de Crăciunul acesta îmi onorează casa și sufletul și inima și apropiații și așa mai departe. Și în el, întru el, e sărbătoare. Absolută. Cu toate. Și mă bucur că ați amintit și de cei datorită cărora noi ne bucurăm de această libertate în România. Le sunt recunoscători în toată și poate nu întâmplător suntem obligați să ne amintim de ei
tocmai acum, în preajma Crăciunului, în fiecare an, în preajma Crăciunului, pentru că știm, în zilele acestea de decembrie, s-a întâmplat eliberarea noastră din 89 și eliberare care continuă încă. Prin jertfa concretă a unor oameni pe care poate o să-i întâlnim în veșnicie și ei poate au dividende la Dumnezeu pentru faptul că ne-au deschis posibilitățile libertății în Dumnezeu. Vă mulțumesc. Vă doresc sărbătoare frumoasă, să vă întoarceți cu bine la parohie, la Paris și când reveniți să ne revedem cu bine, să ne mai împărtășiți din experiența dumneavoastră. Dea Domnul să avem vieți vii cu adevărat. Doamne ajută! Mulțumesc dumneavoastră că ne-ați privit. Sărbători frumoase, luminoase și cu multă bucurie și cu viață în aceste sărbători, cum zice Părintele Răzvan Ionescu. Numai bine! La mulți ani!